dar mai avem puțină treabă aici la televiziune și după aceea vom merge să sărbătorim. Am ajuns la luna decembrie în calendarul succesului muzical 2003 TVR2 și iată că în decembrie s-au bucurat de succes Cream și Închide ochii se numește piesa, nu cu Moga, Moga, Moga. Simplu! Impact a avut succes și bineînțeles, v-am spus de-a lungul lunilor enumerate mai devreme câte succese a avut trupa Holograf. N-a putut să fie prezentă în această seară cu noi și tocmai de aceea avem salutul de la Dan Bitman. Bună seara, sunt Dan Bitman, reprezentantul formației Holograf. Îmi pare rău că nu putem fi în seara aceasta cu dumneavoastră, dar vă mulțumim că ne-ați ales una din cele mai bune trupe. Și sperăm să nu vă înșelăm așteptările nici anul viitor. Sărbători fericite! M-am luat și eu cu cântatul, cu Holograf, așa arată diploma pentru ei, o să o primească cu siguranță. Dar acum, pe final, ne bucurăm că sunt alături de noi cei de la 3 Sud-Est. Știți zvonurile? Că cei de la 3 Sud-Est, milionul de dolari l-au făcut acum câțiva ani? Păi m-am pregătit, am venit cu Sorcova. Sorcova, vesela, să trăiți, sunt tineriți. Haideți să vedem. Vreți să vedem câți bani au băieții de la 3 Sud-Est acum în buzunare? Ia hai să vedem. Scoateți tot ce aveți în buzunare. Aoleu, ce plasă mi-am luat. Uite, noroc cu Viorel. Se zice că trebuie să treci în noul an cu bani la tine ca să ai în 2004. Cu siguranță vom trece cu cei de la 3 Sud-Est în 2004, ei să aibă succes. Aceasta e diploma pentru voi, băieți, felicitări. Mulțumim frumos! Mulțumim! Cătălin, surpriză din partea telespectatorilor TVR2, este diploma ta. Pentru Cătălin Măruță. Primesc-o, te rog. Sărbana, mersi! Bravo, Cătălin! Rămânem aici cu cei de la 3 Sud-Est. Acesta a fost calendarul succesului muzical 2003 TVR2. Mulțumim frumos pentru premiu. Și vă iubim. La mulți ani, sunt Cătălin Măruță și să ne întâlnim cu toții sănătoși în 2004. Pa, pa!